Astăzi discutăm despre unul dintre cei mai populari criminali ai Italiei și cred că știm cu toții ce înseamnă acest lucru. Acest videoclip va fi demonetizat. Leonarda Cianciulli, criminala în serie care și-a transformat victimele în săpuni și prăjituri, s-a născut în 1894 și a avut o existență plină de încercări grele. Ea este cunoscută sub numele de femeia din Correggio care producea săpun. Totuși, înainte de a fi cunoscută în istorie sub acest nume, Leonarda Cianciulli era o mamă italiană devotată care dorea să se asigure că fiul ei este în siguranță în timpul celui de-al doilea război mondial. La fel ca mulți italieni din acea perioadă, Giuseppe, fiul cel mare al Leonardei, a vrut să meargă la război pentru a ajuta națiunea italiană. Această veste a plecării fiului ei, combinată cu credința acesteia în superstiții, au transformat-o pe Leonarda într-una dintre cele mai înfricoșătoare criminale în serie care au existat în secolul al XX-lea. Copilăria și tinerețea Leonardei. Leonarda Cianciulli s-a născut în Montella Avellino. Aceasta a avut o copilărie zbuciumată și foarte tristă, iar în tinerețe ea a încercat să se sinucidă de două ori din cauza părinților ei care o agresau constant. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care Leonarda s-a transformat ulterior într-o criminală în serie. În 1917, Leonarda s-a căsătorit cu un funcționar public pe nume Rafael Pansardi. Părinții ei nu au aprobat niciodată căsătoria, deoarece plănuiseră ca aceasta să se căsătorească cu un alt bărbat. Când Leonarda Cianciulli a refuzat să-i asculte, părinții au început să o batjocorească și să o tortureze și mai rău pe femeie. De asemenea, ea a susținut că mama ei a blestemat-o pe aceasta la aflarea veștii că fata s-a căsătorit cu Rafael. Din acest motiv, în 1921, Leonarda s-a mutat alături de soțul său în orașul natal al acestuia, și anume Loria, unde Cianciulli a fost condamnată și închisă pentru fraudă în anul 1927. Când a fost eliberată pentru a spăla rușinea faptului că Leonarda a fost arestată și pentru a începe o nouă viață, cuplul s-a mutat în Lacedonia, dar ghinionul i-a urmărit și aici, căci casa lor a fost distrusă în cutremurul Irpinia din 1930, care a avut o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter. Așadar, cei doi s-au mutat încă o dată, de data aceasta în Correggio, unde Leonarda și-a deschis un mic magazin. Aici ea era foarte populară și respectată de către comunitate și părea că în sfârșit viața ei intră pe un făgaș mai bun. Totuși, Leonarda a avut 17 sarcini în timpul căsătoriei, dar a pierdut 3 dintre acestea din cauza avortului spontan. Încă 10 copii au murit în tinerețe și doar 4 au reușit să depășească vârsta de 10 ani. În consecință, ea a fost foarte protectoare față de cei 4 copii supraviețuitori, nedorind ca aceștia să pățească ceea ce a pățit ea în copilărie. Temerile tinereții Leonardei au fost alimentate de un avertisment pe care îl primise cu ceva timp în urmă de la o prezicătoare care i-a spus că se va căsători și va avea copii, dar că toți copiii vor muri tineri. Se pare că Leonarda a vizitat și o ghicitoare de etnie romă care practica cititul în palmă și care i-a spus: în palma ta dreaptă văd o închisoare, iar în palma ta stângă văd un azil. Victimele Leonardei. Având în vedere presupusul blestem al mamei sale și prezicerea făcută de ghicitoare, Leonarda Cianciulli a devenit și mai superstițioasă. Când fiul ei Giuseppe i-a spus la sfârșitul anului 1939 că urma să se alăture armatei italiene, Leonarda a apelat la singurul lucru pe care ea credea că îl va păstra pe fiul său în siguranță: sacrificiul uman. Da, ai auzit bine. Nu este clar de unde femeia a avut ideea de a sacrifica oameni pentru a-și salva fiul de la moarte în cel de-al doilea război mondial. Romano-catolicismul, predominant în Italia în timpul Leonardei, interzicea sacrificiile umane de orice fel. În plus, nu există nicio credință sau superstiție romană sau italiană cunoscută care să îmbrățișeze cu adevărat sacrificiul uman. Dar, indiferent de unde i-a venit această idee, Leonarda Cianciulli a reușit să ucidă 3 femei înainte de a fi prinsă de autoritățile italiene.
Prima victimă, Faustina Seti, a fost singură pe tot parcursul vieții sale, neavând noroc în dragoste și venise la Leonarda pentru a o ajuta în găsirea unui soț. Leonarda i-a spus despre un partener potrivit pentru aceasta într-un oraș apropiat, dar i-a cerut să nu spună nimănui despre acest lucru. De asemenea, ea a convins-o pe Faustina să scrie scrisori și cărți poștale rudelor și prietenilor. Acestea urmau să fie trimise prin poștă când Faustina ajungea în orașul viitorului ei soț pentru a le spune acestora că totul este în regulă și că s-a mutat acolo, dar evident această mișcare a fost realizată de Leonarda pentru a-și ascunde urmele crimei cât mai bine. Pregătindu-se pentru plecarea ei, Faustina a venit să o viziteze pe Leonarda pentru ultima oară. Leonarda i-a oferit Faustinei un pahar de vin care conținea o substanță halucinogenă. După ce a băut paharul de vin, Faustina și-a pierdut cunoștința, Leonarda a ucis-o cu un topor și apoi a târât corpul în subsolul casei. Acolo a tăiat-o în 9 părți, adunând sângele ei într-un lighean. Aceasta a aruncat bucățile din corpul Faustinei într-o oală și a adăugat peste acestea 7 kg de sodă caustică pentru a topi corpul femeii. Resturile rămase după topirea corpului le-a aruncat într-o fosă septică din apropiere. În ceea ce privește sângele Faustinei, Leonarda a așteptat până s-a coagulat, l-a uscat pe cuptor, l-a măcinat și l-a amestecat cu făină, zahăr, ciocolată, lapte, ouă și margarină, după care a frământat ingredientele. Din aceste ingrediente a rezultat o prăjitură crocantă pe care a servit-o doamnelor care veneau în vizită la aceasta, dar și fiului ei. De asemenea, Leonarda a susținut că și ea a mâncat din această prăjitură. Astfel, femeia a încercat să își ascundă crima într-un mod foarte inedit. Unele surse susțin de asemenea că Leonarda a primit aparent toate economiile de viață ale Faustinei, adică 30.000 de lire italiene ca plată în avans pentru serviciile sale de găsire a unui soț. Dar Leonarda a considerat că un sacrificiu uman nu este de ajuns ca Dumnezeu să-i protejeze fiul, așa că ea a ucis și o a doua victimă. Francesca Soavi era numele acesteia, iar Leonarda a susținut că i-a găsit un loc de muncă la o școală pentru fete din Piacenza. La fel ca Faustina, Francesca a fost convinsă să scrie cărți poștale pentru a fi trimise prietenilor, detaliind planurile ei. Similar primei victime, și Francesca a venit în vizită la Leonarda înainte de plecarea ei. Și ea a primit un pahar de vin care conținea substanțe halucinogene și apoi a fost ucisă cu un topor. Crima a avut loc pe 5 septembrie 1940. Corpul Francescăi a primit același tratament ca al Faustinei și se spune că Leonarda ar fi obținut și 3.000 de lire italiene de la a doua ei victimă. Cea de-a treia și ultima victimă a Leonardei a fost Virginia Cacioppo, o fostă soprană. Pentru ea, Leonarda a susținut că a găsit o slujbă ca secretară pentru un misterios impresar din Florența. La fel ca și cu celelalte două femei, Virginia a fost instruită să nu spună nimănui unde se duce. Ea a fost de acord și la 30 septembrie 1940 a venit pentru o ultimă vizită la Leonarda. Și crima aceasta a urmărit tiparul celorlalte două. Cu toate acestea, spre deosebire de primele două victime, corpul Virginiei a fost topit pentru a face săpun din grăsimea corporală. Potrivit declarației Leonardei, aceasta a oferit săpunul cunoscuților ei, iar despre prăjiturile realizate din sângele Virginiei, Leonarda a spus că au fost cele mai dulci. De asemenea, ea a primit 50.000 de lire italiene de la Virginia, dar și bijuterii, a vândut chiar și îmbrăcămintea și încălțămintea victimelor sale. Superstiție sau boală mentală? Astăzi este bine știut că o femeie poate suferi de depresie și anxietate după doar un avort spontan, dar rămite după 3 astfel de avorturi și 10 decese ale copiilor. Deci Leonarda a fost cu siguranță profund afectată de aceste pierderi. Dacă Leonarda Cianciulli ar fi fost în viață astăzi, cel mai probabil ea ar fi fost diagnosticată cu depresie clinică, ar fi fost trimisă să urmeze terapie de specialitate și ar fi fost nevoită să ia diferite medicamente antidepresie.
dar în anii 1930, pentru a-și trata depresia, Leonarda Cianciulli a recurs la superstiție și paranoia. Există unele dovezi care sugerează că aceste superstiții ale Leonardei erau un semn clar de anxietate și depresie profund adâncite. Dar desigur este imposibil să știm dacă tratamentul medical modern ar fi putut preveni ceea ce a făcut Leonarda cu victimele sale. Condamnarea și moartea. Sora ultimei victime a devenit suspicioasă față de dispariția bruscă a surorii sale, având în vedere că a văzut-o pe aceasta ultima dată intrând în casa Leonardei. Ea a declarat acest lucru poliției din Reggio Emilia, care a deschis o anchetă și a arestat-o la scurt timp pe Leonarda. Femeia nu a mărturisit crimele până în momentul în care fiul ei, Giuseppe, a fost arestat de către poliție deoarece era suspect pentru crimele comise. Leonarda a mărturisit într-un final crimele, oferind relatări detaliate despre ceea ce făcuse pentru a salva fiul care plecase în război. Ea a fost găsită vinovată de crimele sale și condamnată la 30 de ani de închisoare și 3 ani de detenție într-un azil. Predicția făcută de ghicitoare cu mulți ani în urmă se împlinise așadar în acest moment. Leonarda a murit din cauza unui accident vascular cerebral în azilul pentru femei din Pozzuoli pe 15 octombrie 1970, la vârsta de 76 de ani. O serie de artefacte din anchetă, inclusiv oala în care au fost fierte victimele, dar și toporul cu care Leonarda le-a ucis pe cele 3 femei, sunt în prezent expuse la Muzeul de Criminologie din Roma. În 1979, Lina Wertmüller a produs piesa de teatru Love and Magic in Mama's Kitchen, care are la bază povestea vieții Leonardei Cianciulli. Așadar, chiar și o astfel de poveste tristă poate fi o lecție de viață și un motiv de inspirație pentru noi. Cruzimea cu care Leonarda a fost tratată în copilărie s-a răsfrânt asupra comportamentului său de adult, căci femeia a dorit să își protejeze copiii cu orice preț, astfel încât aceștia să nu ajungă să sufere la fel ca ea. Da, tocmai la pauza de noise reduction a început PC-ul, dacă l-ai auzit să facă ca toate alea. A, nu contez. Ți-am zis toate variantele, numai aia e bună, nu? În 1979, Lina Wertmüller. Bateria, cât mai e bateria? Ah, vis. Da, mă, dar nu ne înțelegem.